Stimate domnule președinte, stimați colegi, astăzi suntem în cadrul dezbaterilor pe marginea cele de-a două moțiuni, pe parcursul acele de-a două săptămâni. Cred că voi avea dreptate că voi spune că ne așteptăm și în viitor și la a treia, a patra, a cincea moțiune sau altă inițiativă. Subiectele au fost și cu certitudine vor fi subiecte diferite. Lucru care mă face să gândesc că acest proces la care asistăm astăzi, inclusiv, nu țintește întâi de toate ca și importanță subiectul. El țintește un alt obiectiv. Un proces care este îndreptat spre destabilizarea situației în țară, nu zic paralizarea instituțiilor statului, fiindcă nu o să ajungem într-o asemenea situație, însă o tentativă de deviere a atenției de la prioritățile majore care sunt cele sociale, economice, agenda de integrare europeană, iată care este în viziunea mea și eu cred că noi toți simțim acest lucru la fel. Vilniusul și nu doar, fiindcă parafarea acordului de asociere nu este un sfârșit de proces, este un început de proces, stimați colegi. Eu presupun că aceste tentative de a ne abate de la agenda strategică pe plan intern și pe plan extern a Republicii Moldova, aceste tentative vor continua și după Vilnius. Pentru a încerca zădărnicirea semnării acestui acord, pentru a încerca zădărnicirea ratificării acestui acord. Iată de ce eu gândesc că trebuie să ne folosim de acest moment nu pentru a vorbi de fiecare dată asupra unor detalii, fie și foarte importante, la care a făcut referință și raportorul și toți antivorbitorii, colegii de aici din Parlament. Noi trebuie să punem accentul pe idee centrală ca să ne audă cetățenii Republicii Moldova. Și această idee centrală, stimați colegi, este că și aici, de această dată, de la această tribună, noi ne anunțăm ferma determinare și fermul angajament. Acordul de asociere să fie parafat la Vilnius, acordul de asociere să fie semnat și ratificat de către Parlament în perioada de până la următoarele alegeri ordinare parlamentare. Ăsta este obiectivul nostru și acest obiectiv trebuie și va fi atins. De ce? Fiindcă, într-adevăr, este mult prea important, nu atât pentru clasa politică, cât în primul rând pentru moldoveni, pentru cetățenii statului independent și suveran Republica Moldova. Iar oferirea acestei perspective și acestui viitor cetățenilor țării noastre este funcția și obligațiunea, dacă doriți, și politică, și civică, și morală a noastră. Acum, stimați colegi, dacă vorbim de acest acord de asociere, fiindcă vrem sau nu vrem, dar asta este tema centrală și în dezbatere din ziua de astăzi. Stimați colegi și din opoziție, stimați colegi din majoritate, haideți să spunem răspicat, tare, simplu și foarte clar. Este o acțiune care vine în beneficiul statului nostru. Acest acord vine să ne aducă comerț liber cu Uniunea Europeană. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este una retorică, fiindcă răspunsul este la suprafață. Vine oare acest acord de liber schimb în interesul companiilor, întreprinderilor, firmelor mari, mici, din Republica Moldova, atât din dreapta cât și din stânga Nistrului? Răspunsul este afirmativ. Da. Fiindcă noi avem acord de liber schimb în zona CSI pe care trebuie neapărat să-l păstrăm și să-l consolidăm și să avem, pe de altă parte, acord de liber schimb cu vestul. Este o oportunitate investițională deosebită pentru susținerea dezvoltării economice calitative în țara noastră și de durată. A doua latură a acestui subiect, regim liberalizat de vize, fiindcă deciziile adoptate de guvern și discutate astăzi în cadrul acestei moțiuni vizează acest subiect. Stimați colegi, avem regim fără de vize pentru cetățenii Moldovei în direcția estică. E nevoie oare să avem un asemenea regim de vize și în partea vestică? Răspunsul este da.
fiindcă vine în interesul cetățeanului Republicii Moldova, atât din dreapta, cât și din stânga Nistru. Iată care sunt lucrurile la care trebuie să ne gândim întâi de toate și să realizăm aceste sarcini, fiindcă orice este în afară de substanța acestor subiecte se reduce la speculații politice, luptă de partid, satisfacerea unor interese înguste corporative de partid. Și aici vreau să vin în încheierea mesajului meu. Subiectul de astăzi, Transnistria, este un subiect foarte dureros, foarte complex și foarte complicat deopotrivă. Este un subiect care rămâne a fi nerezolvat, iată că la granița a 22 de ani de la declararea independenței și suveranității țării. Este un subiect care cu certitudine nu reprezintă doar o problemă internă a Republicii Moldova, fiindcă vine să se anunțe ca un pericol pe plan regional de securitate. Este o problemă în cadrul căreia vin cu interesele sale și cu zonele de influență mari jucători geopolitici. Însă, o bună parte din responsabilitatea pentru rezolvarea acestei probleme revine clasei politice din Moldova. Și aici, stimați colegi, care este îndemnul meu? Tema transnistreană, spre deosebire de multe alte subiecte, economice, sociale, orice doriți, categoric, nu trebuie să fie niciodată un subiect pentru speculații politice și pentru satisfacerea unor interese înguste corporative de partid. Configurația puterii și opoziției de la ciclu electoral la altul este diferită. Azi e una, mâine este alta. Însă responsabilitatea pentru statalitatea acestei țări, iar aceasta depinde în cea mai mare măsură de reintegrarea Republicii Moldova și rezolvarea problemei transnistrene, este responsabilitatea în egală măsură atât a guvernării cât și a opoziției. Să lăsăm această temă la o parte pentru conferințe, dezbateri, audieri, dar nici de cum teme de moțiuni sau pe alte platforme care duc la scindarea clasei politice. Și aici ultima frază, domnule președinte, a ședinței. Eu am citit în nota informativă o frază, că deciziile adoptate de către guvern vin să îndepărteze perspectivele de soluționare a problemei transnistrene. Păi iată, stimați colegi, ceea ce se întâmplă astăzi, modul în care se discută acest subiect, accentele așa cum ele sunt puse, iată ce ne îndepărtează de perspectiva problemei transnistrene. Și invers, responsabilitatea, consolidarea tuturor formațiunilor politice la acest subiect. Pe restul ne batem, dar nu pe acest subiect. Solidaritatea noastră a clasei politice aici în Moldova, la subiectul transnistrean, este un factor care va determina perspectiva de apropiere a soluționării acestei probleme. Vă mulțumesc! Partidul Democrat, în mod evident, nu va susține moțiunea de astăzi.